Pionier al sculpturii moderne abstracte, lucrările lui Constantin Brâncuș în bronz și marmură sunt caracterizate printr-o formă pură, elegantă și reținută și printr-o finisare rafinată. Pasionat sculptor în lemn, Constantin Brâncuș a realizat numeroase sculpturi în lemn, adesea de inspirație folclorică, și a sculptat adesea prototipuri în lemn pentru lucrări executate mai târziu în alte materiale. El este cel mai bine cunoscut pentru sculpturile sale abstracte de capete ovoidale și păsări în zbor. Constantin Brâncuș, unul dintre sculptorii cei mai de seamă ai secolului 20, s-a născut în România și a crescut în casa unor oameni săraci, la 19 februarie 1876, la Hobița, în județul Gorj. Părinții lui Brâncuș, Nicolae și Maria Brâncuș, erau țărani. La fel ca alți copii de țărani din acea vreme, Constantin nu a mers la școală. Micul Brâncuș era bătut de către frații mai mari și de către severul său tată, fapte care l-au făcut încă de la doar câțiva ani să plece de acasă. Spre deosebire de tatăl său, care îl bătea cu nuielele, mama sa era o femeie cu suflet bun, pe care o pomenea adesea cu nostalgie și despre care vorbea cu multă tandrețe. Sărăcia altor copii și bătaia pe care o primea când era mic i-au rămas adânc întipărite în memorie, ele devenind actuale la observarea spectacolului trist de pe străzile pariziene, unde copiii erau maltratați de către părinții lor. Suferința și tristețea copiilor au fost imortalizate de către artist în lucrarea Supliciul, realizată în ultimul an petrecut la Școala de Arte Frumoase din Paris. Prin simplitatea și profunzimea ei, sculptura era preferată a marelui Auguste Rodin. De la 7 ani, Brâncuș a lucrat ca păstor, având grijă mai întâi de turma familiei, apoi lucrând pentru alții în Munții Carpați. Acesta a fost momentul când tânărul păstor a învățat să sculpteze în lemn, o artă populară în România rurală, folosită pentru a produce linguri, picioare de pat, butoaie de brânză și fațade de case, toate împodobite cu gravuri. Stilul acestor ornamente avea să influențeze numeroase lucrări ale lui Brâncuș. În preferințele sale, în port și în stilul de viață, el a păstrat până la moarte simplitatea originilor sale. La 9 ani, Brâncuș a mers la Târgu Jiu, în regiunea Oltenia, pentru a căuta de lucru. Mai întâi a lucrat într-o vopsitorie. 2 ani mai târziu a lucrat pentru un băcan din Slatina. Apoi, într-o cârciumă din Craiova, principalul oraș din Oltenia, unde a rămas câțiva ani. Și-a păstrat gustul pentru lucrul în lemn și s-a implicat în proiecte de sculptură elaborate. În timp ce lucra ca ucenic, își face cunoscută îndemânarea la lucrul manual prin construirea unei viori din materiale găsite în prăvălie. Performanțele lui au atras atenția unui industriaș, care în 1894 l-a adus la Școala de Arte și Meserii din Craiova. Pentru a rămâne la această școală, Brâncuș a trebuit să învețe singur să scrie și să citească. În anul 1898, după ce a terminat Școala de Arte și Meserii din Craiova, vine la București, unde absolvă Școala de Belle Art în 1902. Constantin Brâncuș este un elev model. Cu toate că este atras de către operele independenților, în defavoarea academicienilor, el studiază cu seriozitate modelajul și anatomia, absolvind în numai 4 ani cursurile a căror durată era de 5 ani. În timpul studenției, chiar în primul an, în 1898, lucrarea sa, bustul lui Vitellius, obține mențiune onorabilă, iar Studiu, din 1901, câștigă medalia de argint. Timp de 2 ani, între 1900 și 1902, cu ajutorul doctorului Dimitrie Gerota, realizează Ecorșeu, un studiu pentru reprezentarea corpului omenesc, lucrare căreia îi se atribuie o medalie de bronz. Precizia detaliilor acestei lucrări face ca ecorșeul să fie folosit în școlile românești de medicină după ce s-au făcut câteva copii.
Marcel Duchamp a inclus fotografia ecorșeului în expoziția organizată la sfârșitul anului 1933 la Galeria Brummer din New York City. În 1903, după terminarea stagiului militar, Brâncuș a fost atras de faima lui Auguste Rodin, care se răspândise de la Paris la București. Teoriile îndrăznețe ale lui Rodin au trezit entuziasmul avantgardei și indignarea academicienilor. Exemplul lui Rodin i-a trezit lui Brâncuș curiozitatea de a vedea ce se întâmplă în artă dincolo de granițele țării sale și a plecat la München, în Germania, unde a rămas până în primăvara lui 1904. Apoi s-a decis să meargă la Paris, o călătorie costisitoare pentru un om cu un venit modest. O mare parte din călătorie a făcut-o pe jos, cu geanta în spate, și a trebuit să-și vândă ceasul ca să plătească barca pentru a traversa lacul Constanț. A ajuns la Paris în iulie. Brâncuș a fost admis la École des Beaux-Arts, unde a intrat din nou în atelierul unui sculptor academist, Antoine Mercier, care se inspira în lucrările sale din sculptura florentină renascentistă. Brâncuș a lucrat cu el 2 ani, dar, pentru a-și câștiga existența, a avut ocupații neobișnuite. Comenzile de portrete de la câțiva compatrioți l-au ajutat de asemenea în vremurile dificile. În 1906 a avut prima expoziție la Paris, la salonul sponsorizat de stat, apoi la Salon de Tomne. Cu un spirit destul de clasic, dar care exprima o mare energie, primele sale lucrări au fost influențate de viguroasa operă a lui Rodin. Pentru a se distanța de această influență, Brâncuș a refuzat să intre în atelierul lui Rodin, deoarece, a spus el, la umbra marilor copaci nu crește nimic. În 1907, angajat să sculpteze monumentul funerar al unui bogat moșier în cimitirul Buzău din România, Brâncuș a sculptat o statuie reprezentând o tânără care îngenunchează, intitulată Rugăciune, care reprezintă prima etapă a evoluției sale către formele simplificate. A participat pentru prima dată la expoziția Tinerimea Artistică, o expoziție anuală dedicată tinerilor talentați, în București, și a închiriat un atelier în zona Montparnasse din Paris. Influența lui Auguste Rodin asupra operei lui Brâncuș a apărut ultima dată în 1908, în prima versiune de Muza Adormită, sculptura unei fețe de femeie, ale cărei trăsături sugerează un bloc de marmură nedefinit. De asemenea, în 1908, Constantin Brâncuș a executat prima lucrare cu adevărat originală, Sărutul, în care figurile verticale a 2 adolescenți îmbrățișați formează un volum strâns cu linii simetrice. Într-unul dintre primele sale experimente de sculptură directă, acesta a evidențiat întrebuințarea pură, organică a formei, care avea să devină marca sa specifică și să influențeze opera numeroși artiști, primele influențe apărând într-o serie de sculpturi executate de prietenul său, Amedeo Modigliani, începând din 1910. În anul 1910, Brâncuș a executat o versiune embrionară a Muzei Adormite. Sculptura este un cap izolat, de formă ovoidală, executat în bronz, detaliile feței fiind reduse drastic. Lucrarea are curbe șlefuite, pure. În timp, Brâncuș avea să experimenteze adesea cu această formă ovoidală, atât în ipsos, cât și în bronz. În 1924, a creat o formă ovoidală în marmură pură, lipsită de orice detaliu și intitulată Începutul Lumii. Așa cum sugerează și titlul, această masă ovoidală a reprezentat pentru Brâncuș esența însăși a formei sau un fel de primă manifestare a formei, pe care artistul nu a dorit să o altereze prin tehnici de sculptură tradiționale de modelare. Constantin Brâncuș și-a extins experimentele cu formele simplificate până la modelarea exploratorie a păsării din 1912, Măiastra, o sculptură denumită după o pasăre fantastică din legendele populare românești.
Prima variantă a lucrării a fost realizată în marmură, iar pasărea, o formă pură, era reprezentată în zbor cu capul ridicat. Brâncuș a continuat această idee cu alte 28 de variante în următoarele două decenii. După 1919, păsările sale au evoluat într-o serie de sculpturi de bronz șlefuite, toate intitulate Pasăre în văzduh. Liniile eliptice, suple, ale acestor figuri dau esenței însă și a zborului rapid o formă concretă. În acești ani de experimentare radicală, opera lui Brâncuș a început să aibă un public internațional din ce în ce mai mare. În 1913, când continua să expună la Salon des Indépendants din Paris, a participat la Armory Show, expoziția internațională de artă modernă din New York, Chicago și Boston, expunând 5 lucrări, între care domnișoara Pogani, un bust stilizat care a avut diverse variante. În 1914, Brâncuș deschide prima sa expoziție în Statele Unite ale Americii, în New York, expoziție ce provoacă o enormă senzație. Colecționarul american John Quinn îi cumpără mai multe sculpturi, asigurându-i o existență materială prielnică creației artistice. În același an, ministrul de interne al României respinge proiectul monumentului lui Spiru Haret, comandat cu un an înainte. Brâncuș va păstra lucrarea în atelier și o va intitula Fântâna lui Narcis. Cunoscut deja în Statele Unite, Constantin Brâncuș și-a găsit acolo colecționari credincioși în următoarele decenii. Între timp, critici din întreaga lume atacau natura radicală a lucrărilor sale. Mai presus de toate, Constantin Brâncuș a iubit sculptura însăși, care necesită, spunea el, o confruntare nemiloasă între artist și materialele sale. În 1915 începe să execute primele lucrări în lemn, printre care două cariatide și fiul risipitor. A sculptat adesea în lemn de stejar sau de castan obiecte pe care avea să le realizeze ulterior în bronz sau marmură. Opera sa a reflectat tradiția africană a sculpturii directe. La fel ca mulți artiști europeni de avantgardă ai timpului, Brâncuș a fost interesat de calitățile primitive ale artelor africane. Prima sa sculptură în lemn, Fiul Risipitor, în 1914, era aproape abstractă, o bucată din lemn de stejar, sculptată grosolan, cu trăsături umane abia schițate. El avea să urmeze această cale printr-o serie întreagă de sculpturi de lemn, care se numără printre cele mai stranii lucrări ale sale. A acordat o importanță deosebită soclului de lemn al unei sculpturi și l-a construit întotdeauna el însuși, uneori din 5 sau 6 piese suprapuse. Brâncuș și-a construit singur chiar și propria mobilă, majoritatea ustensilelor și pipa din care fuma. În 1918 a sculptat în lemn prima versiune a coloanei infinitului, sau fără sfârșit. Creată dintr-o serie de elemente simetrice suprapuse, această coloană inspirată de stâlpii caselor țărănești din România întruchipa nevoia de ascensiune spirituală pe care Brâncuș și-a exprimat-o adesea în lucrările sale. La Paris, în 1919, apare volumul La Roumanie en Image, cu 5 reproduceri după lucrări ale lui Brâncuș. Un an mai târziu, participă la expoziția grupării La Section d'Or, în Franța, la expoziția grupării Arta Română. Contribuția lui Brâncuș la salonul din 1920, Prințesa X, un portret al unei persoane imaginare care ia o curioasă formă falică, a declanșat un scandal. A intervenit poliția și l-a obligat să scoate lucrarea deoarece dădea naștere la interpretări nedorite. În revista Little Review din New York apare în 1921 primul studiu de amploare cu 24 de reproduceri din opera lui Brâncuș, semnat de poetul american Ezra Pound. De altfel, sculptorul avea să realizeze ulterior un celebru portret al acestuia. În 1922,
Brâncuș a ascultat primele versiuni ale peștelui, în marmură și bust de femeie tânără în lemn. S-a întors în România pentru prima dată în 1924. La 30 noiembrie, expune la prima expoziție internațională a grupării Contemporanul din București. 2 ani mai târziu, la New York se deschide cea de-a doua expoziție personală a lui Brâncuș. În 1926 a vizitat Statele Unite pentru o importantă expoziție cu lucrările sale la Galeria Brümmer din New York. Transportul operelor sale din Franța a declanșat un proces de 2 ani cu vameșii americani, deoarece o lucrare în cupru, Pasăre în văzduh, a fost atât de abstractă, încât aceștia au refuzat să creadă că era o sculptură. Brâncuș a fost acuzat că introduce clandestin o piesă industrială în Statele Unite. În 1928 a călătorit din nou în Statele Unite, unde avea numeroși cumpărători și a câștigat procesul. Maharajahul din Indore a mers să-l vadă pe Brâncuș la Paris în 1933 și i-a solicitat să creeze un templu care să îi adăpostească sculpturile. Brâncuș a lucrat mai mulți ani la proiectul acestui templu, iar în 1937 a mers în India la invitația Maharajahului. Moartea acestuia din urmă a împiedicat însă finalizarea proiectului. Între timp, Brâncuș se întorsese la New York pentru o nouă expoziție la Galeria Brümmer în 1933. Iar în 1934 participă la expoziția Pictura și sculptura secolului 20 la Chicago. S-a întors din nou în România în 1937 și în 1938 pentru inaugurarea 3 lucrări monumentale dintr-o grădină publică din Târgu Jiu. Noi versiuni uriașe în oțel, la coloana infinitului, poarta sărutului și masa tăcerii. În 1939, Brâncuș a făcut ultima călătorie în Statele Unite pentru a participa la expoziția Arta în timpul nostru, la Muzeul de Artă Modernă din New York. A continuat să-și exploreze temele preferate în ultimii ani de viață, inclusiv pasărea. Până în 1940, activitatea creatoare a lui Brâncuș se desfășoară în toată amploarea ei. Operele sale de seamă din ciclul Pasărea în văzduh, ciclul Ovoidului, precum și sculpturile în lemn, datează din această perioadă. În același timp, Brâncuș participă la cele mai importante expoziții colective de sculptură din Statele Unite ale Americii, Franța, Elveția, Olanda și Anglia. Ultima lucrare importantă a lui Constantin Brâncuș a fost Țestoasa zburătoare, în 1943. Din acel moment, numeroase expoziții din Statele Unite și din Europa aveau să-i asigure faima. În atelierul său din Impasse Ronzan, în inima Parisului, Brâncuș și-a creat o lume a lui, cu un cadru și o atmosferă românească. Muzeul Național de Artă Modernă din Paris are un număr important de lucrări ale lui Brâncuș, lăsate prin testament moștenire României, dar acceptate cu bucurie de Franța, împreună cu tot ce se afla în atelierul său, după refuzul guvernului comunist al României anilor 1950 de a accepta lucrările lui Brâncuș după moartea sculptorului. În România, în epoca realismului socialist, Constantin Brâncuș a fost contestat ca unul din reprezentanții formalismului burghez cosmopolit. Totuși, în decembrie 1956, la Muzeul de Artă al Republicii din București, s-a deschis prima expoziție personală Brâncuș din Europa. Abia în 1964, Brâncuș a fost redescoperit în România ca un geniu național și, în consecință, ansamblul monumental de la Târgu Jiu, cu coloana fără sfârșit, masa tăcerii și poarta sărutului, a putut fi amenajat și îngrijit după ce fusese lăsat în paragină un sfert de veac și fusese foarte aproape de a fi fost dărâmat. Printr-un decret de naturalizare din 13 iunie 1952, Constantin Brâncuș a dobândit cetățenie franceză.
Brâncuș a oferit prin testament Muzeului Național de Artă Modernă din Paris tot ce avea în atelierul său, cu condiția ca atelierul să fie transformat în muzeu și restaurat în starea sa originală. În 1957, Brâncuș îl cheamă pe arhiepiscopul Teofil, preot la Biserica Ortodoxă, se spovedește și se împărtășește. Apoi îi mărturisește că moare cu inima tristă pentru că nu se mai poate întoarce în țara sa. La 16 martie 1957, Constantin Brâncuș se stinge din viață, la ora 2 dimineața. Iar la 19 martie este înmormântat la cimitirul Montparnasse din Paris. Din anul 1963 și până astăzi, au apărut în toate părțile lumii peste 50 de cărți și monografii și mii de studii și articole despre Brâncuș, stabilind în mod definitiv locul lui ca artist genial și chiar ca unul dintre cei mai mari creatori ai tuturor timpurilor. Brâncuș a eliberat sculptura de preponderența imitației mecanice a naturii, a refuzat reprezentarea figurativă a realității, a preconizat exprimarea esenței lucrurilor, a vitalității formei, a creat unitatea dintre sensibil și spiritual. În opera sa, el a oglindit felul de a gândi lumea al țăranului român. Prin obârșia sa țărănească, și-a aflat rădăcinile adânci ale operei sale în tradițiile, miturile și funcția magică a artei populare românești. Brâncuș a relevat lumii occidentale dimensiunea sacră a realității. Figură centrală în mișcarea artistică modernă, Brâncuș este considerat unul dintre cei mai mari sculptori ai secolului 20. Sculpturile sale se remarcă prin eleganța formei și utilizarea sensibilă a materialelor, combinând simplitatea artei populare românești cu rafinamentul avangardei pariziene. Verticalitatea, orizontalitatea, greutatea, densitatea, cât și importanța acordată luminii și spațiului, sunt trăsăturile caracteristice ale creației lui Brâncuș. Opera sa a influențat profund conceptul modern de formă în sculptură, pictură și desen.